Frate Adrian, care este rândul dumneavoastră? Aici. Încolo? Încolo, așa merg. Auziți, păi s-au luat rândurile așa? Păi de ce le-a luat așa? Rândurile sunt așa? Da. Ia să vedem. Nu mai face femeia să strugure așa. Ce faceți acum? Tăiați întâi mlădițele, apoi mlădițele care... Păi se ia de jos asta. O tragi pe asta așa, te uiți la ea. Tot. Asta nu se mai lasă aici. Și următorul pas? Așa l-a lăsat. Apoi... Uite, asta trebuie de atât și asta o lași. Te spune și ochiul, mă. Am înțeles. Ia de aici să saltă, să îmbogățești ea singură. Ai înțeles? Da. Și cu aplicație la viața spirituală, cum este? Cum vedeți? Adică? Cu vița și mlădițele. A. Via. Da. E la fel? Păi vezi? Ai văzut și vița. Dacă nu o cureți, rămâne uscătura pe ea. Pa. Ei, și Dumnezeu, tot de la Dumnezeu sunt venite ideile. Înțelegi? Facem o lucrură cu pilda cu virul, nu? Mergeți în via sau nu? Era vorba de... Nu, nu vorbesc cum mergeți în via mea. Eu sunt... Eu sunt vierul sau cum a zis? Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Așa, da, da, da. Ce e uscătură? Cine este, cine rămâne în mine, aduce multă? Roadă. Cine nu rămâne? Nu aduce. Și care să fie mesajul? Să rămânem în? Domnul Hristos. Da, ia, ia, așa este. Ca așa o să aducem multe roade, nu? Mm-hmm.